Bună, numele meu este Gabriela Saulea, sunt speaker, trainer și consilier după divorț, iar astăzi vreau să-ți vorbesc despre o carte. O carte pe care am descoperit-o la editura Herald și care se numește Găsește-l, cucerește-l, păstrează-l, de Matthew Hussey. Este o traducere în limba română a cărții sale Get the Guy, care a fost scrisă acum mai bine de 10 ani și care și în ziua de astăzi este la fel de validă și de actuală ca și atunci. Matthew Hussey, dacă nu l-ai cunoscut, deși e aproape imposibil, este un autor, un speaker și un consilier pentru relații foarte bine cunoscut în întreaga lume. A îndrumat milioane de femei, femei celebre din America și din toată lumea, să-și găsească partenerul potrivit, să întrețină o relație de iubire așa cum își doresc, o relație sănătoasă. Deci, practic, Matthew Hussey are o activitate prestigioasă în ceea ce înseamnă relațiile de iubire și le învață pe femei, prin metode simple, clare, cu pași ușori, cum să ajungă de la momentul actual la relația de vis pe care și-o doresc. Pentru că sunt autora programului Phoenix, programul care ajută femeile puternice și de succes să găsească relația de vis pentru ele, o să recunosc că foarte multe dintre tehnicile și lucrurile pe care le predau în programul Phoenix sunt preluate din această carte. Am studiat-o de mai multe ori și pot să spun că vei găsi foarte multă valoare în fiecare pagină a acestei cărți. Practic, cartea este structurată în trei capitole mari. Primul capitol este Găsește-l, al doilea capitol este Cucerește-l și al treilea capitol este Păstrează-l. Dacă ar fi să ne gândim la primul capitol, cum să-l găsești? Ce vorbește autorul Hasei în această carte este că pentru a găsi partenerul potrivit, trebuie în primul rând să ne cunoaștem noi pe noi, să ne schimbăm mentalitatea, să ne scăpăm de anumite bariere pe care le purtăm în noi, să dăm deoparte anumite condiționări cu care trăim, în așa fel încât să putem să vedem ce e în jurul nostru și să putem să vedem că există bărbați eligibili pentru orice femeie din care își dorește o relație. Deci, practic, în ideea de a găsi acest partener, trebuie în primul rând să ne cunoaștem pe noi. Apoi, pentru a-l găsi, trebuie să fim mult mai vizibile și ce ne sfătuiește autorul este să începem să postăm, să începem să ieșim, să începem să ne creăm noi arii sociale, în așa fel încât șansele de a întâlni bărbați eligibili, parteneri care ar putea să fie potențialii noștri parteneri, să crească. Sunt foarte multe detalii, sunt tehnici simple, practice, pe care orice femeie le poate aplica. O să-ți dau un exemplu, pentru că activitatea de dating poate fi obositoare. Autorul sugerează ca această activitate să fie făcută din mers, adică practic mergi la sală, întâlnești un bărbat, nu aștepți neapărat să fie o invitație specială pentru a ieși la un date, ci pur și simplu profiți de fiecare oportunitate în care cunoști oameni noi, să le consideri ca pe niște date-uri, în care să afli situații, să te afli în situația în care să faci acest lucru fără un efort suplimentar. Al doilea capitol, capitolul care se referă la Cucerește-l, ne oferă sfaturi utile cum poți să creezi un impact la prima întâlnire. Deci, practic, ne dă detalii despre ce anume impresionează un bărbat, cum anume o femeie poate să fie în forma ei care să impresioneze, să lase o amintire, să lase o urmă în sufletul unui bărbat, în așa fel încât acesta să o invite și la cea de-a doua întâlnire. De asemenea, în acest capitol, Hasei ne învață și tehnici, trucuri de flirt, ce anume impresionează, cum să ne comportăm, ce să spunem, ce să nu spunem. Deci, lucruri practice pe care orice femeie care vrea să iasă la întâlnire cu un bărbat, e bine să le cunoască. Iar în al treilea capitol, Păstrează-l, Hasei ne arată că nu este suficient să găsești și să cucerești un bărbat, tu trebuie să ai uneltele, strategia, prin care să și păstrezi o relație, să o păstrezi și să o faci să crească de la an la an. Și, practic, în acest al treilea capitol, el ne vorbește despre comunicare, mai ales comunicarea în vremuri de criză, cum gestionăm conflictele. De asemenea, ne vorbește despre cum menținem intimitatea și atracția reciprocă, să o menținem și după ani de zile. Deci toate lucrurile acestea sunt explorate în cel de-al treilea capitol. Cartea este un ghid complet pentru orice femeie care își dorește o relație de cuplu frumoasă, sănătoasă și care vrea să facă, știu, trecerea de la single la coupled într-un mod cât se poate de ușor, de firesc și având toate informațiile necesare.
Pentru mine m-a ajutat foarte mult și pe mine în viața mea personală. Am aplicat aceste strategii și iată și eu am o viață personală frumoasă. Am găsit partenerul pe care mi l-am dorit, l-am cucerit și mi-l păstrez. Însă și în programul Phoenix aplic aceste strategii și observ de la participantele mele că cele care aplică strategiile au mult mai multe șanse să găsească, să întâlnească, să cucerească, să păstreze partenerul potrivit. Prin urmare, recomand această carte. Este o lectură plăcută, frumoasă, o puteți lua în vacanță, pe plajă și cu siguranță, odată ce veți trece prin aceste informații, veți fi îmbogățite și veți avea mult mai mult succes.